Salutare, maniacii! Ăștia sunt, să zicem așa, primii doi horseman pe care îi luăm în considerare pentru metisarea cu spanioli. Deși mai am niște variante la care mă gândesc. Observăm două păsări modeste, așa la prima vedere, da, pe temperament, nu ceva ieșit din banal. Masculul albastru este o variantă. Pe masculii am mai avut câteva chestii în minte, alți masculi, da? Dar și acesta este o variantă, cum spuneam. Este masculul pe care îl trimisesem lui Claudiu la Ploiești sau lângă Ploiești. Un mascul finuț, foarte finuț, o voce destul de subțire, nu are o gușă mare, asta observați și la femelă, da? De ce acest mascul? Pentru că și deoarece ceea ce, cum să zic, motivul pentru care l-am trimis lui Claudiu rămâne în picioare este o pasăre foarte bună pe zbor, o pasăre mică. Este un mascul mic. Este un mascul mic, subțire, finuț, care, chiar dacă îl vedeți așa mărunțel, are și un standard foarte bun. Standard foarte bun, nu are o gușă suficient de mare, dar vedeți când umflă și la ceafă un pic, are picioare foarte drepte, postură bună, ia uitați-vă ce drept este pe picioare și din față, și din față și din lateral, un mascul foarte, foarte frumos, un horseman pur. E purtător de Ridius și el, ceea ce într-un fel mă interesează, dar deja am plin de Ridius în Raptori. Nu mai este neapărat acesta un factor, deși îl iau în calcul. În principal mă uit la acest mascul pentru că este fin, n-are un gabarit mare. Pe aceeași considerent, l-am trimis și lui Claudiu, el avea niște jienezi cu probleme pe partea de zbor la momentul respectiv și am zis, hai să-ți trimit un horseman mic, finuț, care rupe la zbor. Iar pe mine asta mă interesează să iau de pe horseman, zborul mă interesează să-l iau de pe horseman și calitatea penajului. Mascul cu aripă dreaptă, foarte bună și cu un zbor excelent, și nu doar el. Din familia asta au fost 3 sau 4 frați
toți patru frați, da, patru frați. Găsiți la mine pe canal un mascul albastru olandez, da? Era un mascul cu o gușă mare și a plecat un pic în jos, se află la, sau cel puțin l-am trimis la un moment dat către Denis Vlășceanu. A fost primul frate din aceștia trei. Al doilea l-am dat la Cosmin, la Cornești. Al treilea l-am dat pe ăsta lui Claudiu și din al patrulea am reprodus eu în acest an pentru... Al patrulea am decis eu să-l țin pentru standard. Pare ulterior l-am înstrăinat, dar nu mai știu cui. L-am vândut în vara aceasta, nu mai știu unde. Cred că pe la... prin Moldova. Da, împreună cu femela. După ce mi-am păstrat pui din el, da? Bun, deci ziceam că patru frați cu zbor bun, excelent, excelent pentru ceea ce mă interesează pe mine, cu V-uri și planări lungi, atât ei cât și tatăl lor, pe care l-am dat împreună cu primul dintre acești frați la Cosmin, da, la Cornești. I-am dat tatăl și fiu. Și asta mă interesează pe mine, să iau din Horseman. Zborul, iar acest mascul are exact ingredientul pe care îl caut. Asta fiind și motivul pentru care l-am trimis lui Claudiu. Merg în continuare pe considerentul ăsta și îl face astfel o pasăre validă pentru proiectul meu. Desigur că mai am variante, cum vă spuneam, și în ceea ce privește caracterul, pasărea asta nu excelează, dar nu este un lucru care să mă deranjeze în faza aceasta de proiect, da? Pentru ceea ce urmăresc eu de la el. Nu urmăresc seducția lui, urmăresc zborul lui. Iar femela am ales-o tot pentru că are gușă mică, dar nu este o prea gușată, să zicem așa. Femelă tânără, are doar vreo 2 ani și cred eu că are un caracter foarte bun pentru și de transmis. Da. Calitate pe naj aceea și ca și pe mascul. În ideea că da, ei nu vor fi puși împreună, ei vor fi infuzați în spaniolii pe care i-am eu de lucru, da? Ei sau alte variante, cum spuneam, m-am mai gândit la niște masculi, dar vom vedea, cred că continui cu asta, ca să nu mă complic prea tare. Știu că pe partea de zbor aici am exact ceea ce caut și nu m-aș complica să risc să fug după alte elemente și să pierd din vedere asta, da? Am zis că zborul era un element foarte, omogen, acest zbor de pe masculul ăsta în familia lui, da? Toți patru frații și tatăl, unchi, deci toți au zburat de acolo, au rupt cerul. Bun, hai să ieși mai timizi așa, dar cum spuneam, ăsta e un element pe care nu mă deranjează, că știu ce am de făcut și cu ce pot să lucru. Știu ce urmăresc și e suficient. Hai să vedem să o băgăm pe el. Ei, vedeți că sunt sălbăticuți în prezența mea, deși nu sunt păsări chiar tinere, da? Nu s-a lucrat cu ei mult. Doamne, ce poziție frumoasă are mascul. Ia uite-aș ce picioare drepte are. Pentru standard. Doar pus cu femeia potrivită. Și acum am venit o idee cu el și pe partea de standard. Desigur că el va intra și la standard la mine.
Opa, 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 opa. Op, op, op. Op, 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 op. Cum o spuneam, o femelă aproape fără gușă, da? Dar eu știu din ce-i scoasă și culoarea aceasta faded vine de la tatăl ei, deci nu se poate să fie avut alt tată. Ei mai sunt horsemen care ies așa mai sărași pe gușă și care au valoarea lor în reproducție atunci când există în, pe de altă parte păsără ușă prea mare, da? Unde trebuie moderat. Cazul de față, mie mi convine foarte, foarte mult statura și postura acestei femele pentru ceea ce vreau eu să lucrez, iar gena asta faded va fi un plus, va fi un plus, va fi un plus de culoare, da? Nu de aia am ales-o. Exista chiar varianta, cum îmi amintesc, am vrut să folosesc chiar și un mascul faded, un solzat faded. Vroiam să am astfel o legătură, o traceabilitate care cărora vă place termenul ăsta. Un criteriu de a urmări acest metiș de horseman pe marginea culorii, pe marginea genii acestea de culoare fade, da? Dincolo de ceea ce am separat pe Raptor, gena Ridius băgată puternic. Bun. Hai că mai continuăm seria asta a clipurilor ăstora din proiectul ăsta de metisare Horseman cu spaniol. Și vedem cum evoluează lucrurile, da? Am deja conturate niște împerechieri, dar vom vedea la care mă hotărăsc, da? Bun. O păsări timide. Doi guțani din rasa horseman. Uba, 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 uba. Uba, 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 uba. Up, 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 up. Uba. Up, up, up. Up, up. Frumoșis pentru ceea ce urmăresc acum. Pip, 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 și el va merge, cum ziceam, va merge și în standard la momentul potrivit. Cu o balonată. Am ceva deja la care mă gândesc. Bine, ia uite ce poziție are ea. Slabă, da? Sărăcuță pentru un horseman, dar excelentă pentru ceea ce vreau să fac acum. Bun, v-am lăsat, ne auzim, pa, pa!